Hristos împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și scădem la însuși Hristos împăratul și Dumnezeul nostru. Ție, Doamne! Bine, Doamne, Dumnezeul nostru, cel întru cele înalte locuieri, și ce cele de toată întâmplarea cerea, și toată învelcurarea binecuvântării ta. Sunt sigur că se vor simți foarte bine și foarte confortabil și în aceste condiții care le au la moment făcute în sediile respective, le va oferi și acel confort psihologic de a interveni și de a acorda servicii mult mai calitative cetățenilor Republicii Moldova. Stimate Alexandru, mulțumați colaboratori, cei care activați în unitatea de pompieri, cei care pe spatele dumneavoastră este o responsabilitate de a salva viețile oamenilor. Noutățile de la care ne-a fost adusă de la în Soroca, noi am văzut că dumneavoastră sunteți, ați fost, sunteți și veți fi niște persoane care alergați și dați mâna de ajutor cetățenilor din țara noastră. Cei care vă puneți viața în pericol pentru de a salva alte vieți. Și vă doresc ca aceste icoane să vă fie un simbol de apărare a tuturor dreptmăritorilor creștini și celor care activează în această unitate. Din partea tuturor preoților. Domnul Alexandru. Astăzi suntem prezenți la un eveniment destul de important pentru serviciul nostru, dat fiind faptul deci, că deschidem o nouă unitate de pompieri salvatori în țara noastră și deci, este vorba de a doua unitate din municipiul Bălți. Și datorită unei colaborări frumoase între Biroul de Cooperare a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și Serviciul Situației Naționale a Ministerului Afacerilor Interne, a fost posibilă reconstrucția acestei remize de pompieri și salvatori. Intervenția salvatorilor este necesară populației țării noastre și tot mai mulți oameni necesită serviciile calificate a pompierilor și salvatorilor pentru ajutor. Serviciul nostru face pași împunători în dezvoltarea managementului direcționare în situații excepționale, iar grație susține poporul american, am reușit să aducem la standarde europene activitatea, dar și condiții de lucru a celor care zilnic salvează vieți omenești. De astăzi, municipiul Bălți, dar și cele 5 localități din suburbie, vor avea parte de un ajutor neîntârziat în caz de situații de risc. Cetățenii țării noastre pot fi siguri că salvatorii și pompierii vor ajunge primii pentru acordarea ajutorului la necesitate. Bună ziua! Minister Balan, Colonel Harabaju, firemen and rescuers, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be with you today to celebrate the opening of the newly renovated Bălți Fire and Rescue Station. Domnule ministru Balan,
domnule colonel Harbagiu, stimați domnule pompieri și salvatori, doamnelor și domnilor, bună ziua, este o plăcere pentru mine să particip astăzi aici la serbarea inaugurării oficiului sau remizei de pompieri și salvatori din Bălți. With this handsomely renovated station, the fire and rescue personnel who work here will be better able to respond to the consequences of natural and man-made disasters. Cu ajutorul acestei remize noi renovate din Bălți, pompierii și salvatorii vor putea reacționa mai bine la calamitățile naturale și cele provocate de bombe. This project, valued at more than $360,000 and administered to the United States European Command, acest proiect, care valorează de peste 360.000 de dolari SUA și este administrat prin intermediul Comandamentului European al Forțelor Statelor Unite ale Americii, is an investment from the US government and the American people in the health, safety and well-being of the Moldovan people. Este o investiție din partea Guvernului Statelor Unite pentru Guvernul Republicii Moldova și pentru sănătatea populației acesteia. Although the United States provided the funding for this project, it was members of your community who devoted their time, labor and expertise to ensuring its timely and successful completion. Deși Guvernul Statelor Unite a finanțat acest proiect, este meritul populației locale care și-au dedicat timpul, experiența pentru finalizarea cu succes acestui proiect. To me, this cooperative project is a symbol of the strong bonds between the United States and the Republic of Moldova, and it shows what we can achieve together. Pentru mine, acest proiect este o dovadă de legături strânse între Guvernul Republicii Moldova și Statele Unite și este o dovadă încă o dată de lucrurile pe care le putem face împreună. Stimați subofițeri, ofițeri în onoată asistență, suntem martori astăzi la unui efort considerabil depus de ambasada americană, de poporul american, în lansarea unei noi remize pentru salvatori și pompieri. Eu vă urez mult succes tuturor dumneavoastră și încă o dată recunoștință poporului american și domnului ambasador personal. Американцы, то есть мы выиграли тендер, и на сегодняшний день мы видим, что мы сделали с этой частью. Я думаю, что часть одна из лучших в республике. Задача выполнения всех своих обязанностей, потому что здесь район выезда на БАМ, где будут участвовать, отсюда выезжать будут и спасатели, и смордовцы, и пожарная часть.